Ia uite ce mă obosește Alin, domne. Eu, pe vezi, ți-am zis că sunt un armăsar. Aoleu. Asta se taie. Tăiați, tăiați asta, nu? Asta. Ce i-am dat, mă, băiatule, să se umfle? Ce faci la bătaie, fugi? Hai să arăt ceva, fii atent. Nu, să nu-mi faci din alea pe de mână. Care? Ce-mi faci? Stai să vezi. Mi-e frică. De ce să spui? Nu, nimic. Ce faci? N-am nimic, ce faci? Stai, să mâncăm? Stai, nu așa, trebuie mâna moale. Păi cum mâna moale, că mă doare când îmi faci? Bine, mă duc să mănânc singură, e ok. Stai! Mamă! Hai, du-te, mănâncă, că... Mă duc să mănânc. De ce te-ai supărat iară? Dar se pare că sunt supărată, n-am înțeles. Păi, v-ai făcut așa, că mă duc să mănânci. Nu te-am auzit, că eram acolo, concentrat. Păi arătam o schemă, aia pe care ți-am arătat-o. Nu mă întreb de ce aduce schema arăta. Eu cred că ți-ar fi mai bine fără mine, sincer. Mult mai bine. Că cu mine nu ți-ar de joacă în ceapă. Doamne. Mulțumesc frumos pentru masă. Mulțumesc mult pentru masă. Când cu tine n-aș face asta, mulțumesc frumos pentru masă. Îți ofer și eu exact ce primești pe la tine. Las că iau și spăr eu. Pintura mea la bucătărie, vreau să mă pune să te bag în seamă. Nu mă mai bag în seamă. O mănânc pe aia, nu, o mănânc. O mănânc să ia, puține. Deschide gura. Una și... Una și capul, și-mi dai capul. Da. Mai făcut, știi? Ai vrea tu. Isabela. Nu ai nevoie de mine, îți garantez eu ție. Pare rău că am făcut ce am făcut. Poftim? Pare rău că m-am bucat. Nu e vorba de părere de rău, nu, nu, nu. Nu înțelegi esența. E vorba strict de faptul că cu mine te comporți total diferit, ceea ce întotdeauna mă pune cu gânduri, știi? Cu mine ești numai trist, numai nu știu ce, numai te pup eu pe tine. Asta s-a transmis și când sunt veselă cum e. Bă, asta e bipolaritate sau ce e asta? Nu înțeleg. Asta ți-a transmis? De ce mai ești cu mine, Alin, dacă asta ți-a transmis? Băi, Adelina, mă, băi, hai să fim serioși, mă, Adelina. Că ieri am fost fericit, n-am... Da, și am vrut să am fericită. Nu, ai fost supărată și în seara asta. Dacă nu ne înțelegem, nu ne înțelegem, aia e până la urmă, dar... Nu e ok deloc, nu știu. Eu consider că ne-am jucat și am râs și am... Că n-ai fost supărată. Și acum de ce nu o facem? Nu o facem acum, pentru că nu mai am stare, pur și simplu. Ai avut? Am avut, păi, da. De vreme ai avut. Uh-huh. Cu mine te comporți diferit, nu m-a deranjat cealaltă. Poți să te joci liniștit. Stările astea mi le-ai transmis tu în ultimele 4 zile okay. Mă dau de supărare. Deoparte. Nu te dau deoparte. Ba da, mă dau deoparte frumos și ai... Dacă nu-ți face plăcere compania mea. Doamne, ce paranoia. Ori sunt eu paranoia, ori tu. Nu știu care dintre noi. Nu mai că plec afară, nu mai. Mi-am terminat scenariul, nu mai am replici. Bă, hei, cred că ies nebun de aici. Bă, dar tu controlează-ți femeia, mă. Bă, m-am jucat cu... Nu mai plești tu baie de foc. Nu știu, am nevoie de un telefon să-mi fac rezervare la 9, ca să știu la spitalul de nebuni, ca să știu sigur că prind un loc. Chiar vrei să spun de ce mă comport așa, de ce mă doare orice chestie pe care o zici și o faci? Da. Vrei? Chiar vreau, da. De ce? Pentru că am ajuns în punctul ăla în care sentimentele între mele față de tine nu mai sunt doar un atașament. De ce sunt? Ceva mai mult? Ceva mult mai mult. Tot ce-mi doresc este să nu sufăr pentru că... Cu ce crezi că o să te fac să suferi? Că o să te înșel? Nu, mă gândesc că poate o să apară altcineva și o să renunț. Sau că o să ies din casă și o să rămâi aici și o să-ți faci alt lucru. Dacă o să trăiești cu gândul ăsta zilnic, nu o să-ți fie bine. Și eu nu am cum să-ți demonstrez decât timpul să-ți demonstreze. Tot ce-ți cer este să mă înțelegi, atât. Am înțeles, bine, dar... Prea, prea așa. Oh, Doamne... Vreau să ne revenim. Doar cu voință și să nu mai fac stări de astea, că îmi fac rezervare la nebuni. Cum să nu mai fac așa, mă, când mă faci cu cap? Bă, mă faci cu cap.
Îți place că dacă nu-ți plăcea, nu stătea. Cum să-mi placă, mă, așa place ceva? Nu-mi place. Cum să-mi placă așa ceva? Lasă că am eu grijă de tine, am potrivit. Doamne, mă. Hai sus. Cum, mă, să ai 5 stări ai pe minut, mă? Ai sus de lută. 5 pe minut. Doamne. 5 stări pe minut. Așa, când zâmbești, zici că nimic nu s-a întâmplat. Păi nu s-a întâmplat. Paroxi, te joci cu focul, părerea mea. Nu. Nu era vorba de Roxana. Era vorba de Roxana. Toate fetele din casă și țin parte una toate. Și mai ales în Alin. Nu, e vorba de faptul că în ultimele zile, într-adevăr, am fost mai reci unul cu celălalt. Și nu am mai avut parte de momentele astea. Hai un pic să ne gândim, de ce? Pentru că am idei nebune în cap, de care încerc să scap și... nu reușesc pe moment. Păi măi, Adelina, uite, îți spun așa, că, uite, dacă aș fi avut copil la 20 de ani, aș fi putut să-ți fiu mamă. Perioada asta pe care o trăiți voi la început, ăștia care sunteți în cuplul, ar trebui să fie cel mai frumos lucru. Fluturi aia, relaxarea aia, când nu-l vezi decât pe el, nu te vede decât pe tine, nu te interesează stânga-dreapta, poate să, mă, poate să se cutremure planeta pe tine, nu ar trebui să te intereseze decât, mă, să fiți fericiți. Așa. Și să știi ceva, niciun bărbat din lumea asta nu stă lângă o femeie supărată, nemulțumită, nervoasă, geloasă. Mă, nu stă. Poate să fie cea mai mare iubire din lume. Cea mai mare iubire din lume se prăbușește atunci când ai lângă tine un astfel de om. Femeie sau bărbat, hai că sunt și bărbați ăștia. Știu, așa este. Asta nu e fericire. Asta. Știu. Relaxează-te. Ok. O să pleci din casă, o să pleci. O să vă despărțiți, o să vă despărțiți. Dar trăiește, mă, clipa. Nu contează ce o să fie mâine. Mulțumesc, doamna Simona. Chiar asta încerc și eu să-i spun, să-i transmit. Dumneavoastră ați făcut-o mai bine. Păi da, ca o mamă, da. Ce să da, fiu? Exact. Ce aș fi putut să fiu? Dar altă parte, da, cumva e bine pentru că ne și vedem anumite defecte și învățăm parte. Lasă că și afară ți le vezi. Da, repet, nu e... Ce Dumnezeu? Hai, relaxați-vă, că dacă mai văd o ceartă de asta, pe cuvântul meu, plec. Plec eu din casa mireasa. Da. Luăm o pauză și o luăm cu alții care se ceartă zilnic. Deci îmi scot pe real copiii.